Legile naturii sunt simple. Pentru a se hrăni și a supraviețui, animalele trebuie să se ucidă unele pe altele în fiecare zi. Am adunat cele mai tari lupte ale animalelor, în special pentru voi. Așa că puneți un like și să începem! Iar aici vedeți o imagine foarte crudă. Crocodilul a încurcat hrana cu laba unui tovarăș, a rupt-o în câteva secunde și a mâncat-o imediat. Incredibil! Următorul caz e foarte trist. Doi masculi au fost atât de învăluiți de luptă că au pierdut frica și vigilența. Anume, în acel moment de ea s-a apropiat leoaica. Ea nu a trebuit să facă nimic, doar s-a apropiat. Unul dintre ei a devenit îndată prada pisicii uriașe. Veveriță versus șarpe. Nu știu de ce, dar există o mulțime de videouri unde veverițele luptă cu șerpii. Nici nu bănuiam că aceste pufoșenii pot să muște reptilele atât de agresiv, dar se pare că îi urăsc pentru faptul că aceștia se bagă în cuiburi străine și fură urmașii. Hipopotamelor nu le plac deloc străinii care le invadează teritoriul sau mai bine zis mlaștena. Crocodililor nu le este deloc dulce în așa situații. Crocodile adulți nu se tem de nimeni, doar de hipopotami agresivi. A fost măsurată mușcătura unei femele hipopotam deoarece masculii sunt prea agresivi, dar chiar și mușcătura ei s-a dovedit a fi puternică. 128 de kg pe centimetru pătrat. Interesant e faptul că hipopotam din greacă înseamnă cal de apă. Rudele cele mai apropiate ale lor sunt vacile și balenele. După cum vedeți, cineva a reușit să filmeze lupta acestor doi crocodili. Dar de ce a fost provocată aceasta? Rămâne un mister. Crocodilii au puterea mușcăturii de 352 de kg pe centimetru pătrat. Este cea mai puternică mușcătură dintre animale. Necătând la faptul că crocodilul preferă să vâneze noaptea, dacă prada se află pe alături pe timp de zi, nu o va lăsa fără atenție. Primesc semnale despre potențiala pradă cu ajutorul receptorilor de pe fălci. Sunt capabili să simtă prada, care se află chiar și la distanțe mari. Ursul versus cerb. Calitatea videoului nu e chiar bună, dar voi pur și simplu trebuie să vedeți această luptă. Ursul grizzly este o subspecie a ursului brun. În ziua de azi intră în top 10 cele mai agresive animale din lume. Numele lui în latină se traduce ca feroce, dar nu există nimic mai rău decât să deranjeze o mamă cu pui. Cerbul la sigur nu știa asta și a crezut că coarnele lui îl vor ajuta să învingă. Totul s-a terminat însă foarte trist.
Șarpe versus șarpe. Este o luptă neobișnuită. Doi adversari care se pare că ar trebui să aibă aceeași putere. Cea ornată este o viperă și se pare că n-a avut noroc. Șarpele negru pur și simplu a înghițit-o și a mers mai departe. N-am idee cum de a încăput înăuntru, dar astea sunt regulile naturii și chiar și prădătorii venenoși pot deveni cina cuiva. Dacă știți ce șarpe e ăsta negru, scrieți-ne în comentarii. Leopardul versus pasăre. Dieta acestui prădător este constituită din ungulate, dar uneori poate să adauge în meniu așa bucate precum rozătoarele și maimuțele, uneori păsări și șerpi. Puteți observa toată frumusețea dexterității acestui prădător. A reușit să prindă pasărea chiar în copac. Din fericire, nu va ataca omul pur și simplu, dar în caz că acesta atacă sau l-a rănit, leopardul sigur va riposta, iar consecințele pot să fie foarte triste. Există un caz care s-a întâmplat la începutul secolului 20 în India. Un leopard turbat a ucis peste 130 de oameni și sunt doar date oficiale. Noaptea se furișa în curțile și locuințele oamenilor, ucigându-i pe loc. Impala versus Impala. La prima vedere pare ceva inofensiv, dar puteți vedea o rană adâncă într-o parte a corpului masculului. Aceasta poate duce la consecințe grave, până la faptul că poate deveni hrana prădătorilor. Una dintre cele mai pașnice pisici mari este ghepardul. Asta nu înseamnă deloc că atunci când vedeți un ghepard, puteți să vă apropiați și să-l mângâiați. A câștigat faima mondială nu doar pentru comportamentul pașnic, ci și pentru talentul incredibil de a fugi. Vedeți cum cel mai rapid prădător a observat o familie de mistreți. El a subestimat adversarii. Câțiva mistreți maturi au început să apere cu înverșorare puii. Din fugă, pe rând, se năpusteau peste prădător. După o lovitură, ghepardul a zburat la câțiva metri în aer și a înțeles că trebuie să fugă de acolo cât mai repede. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!